Salutări tuturor, bine v-am găsit la CSP Live de seară. Este România-Islanda la 21:45, ultimul meci tare din grupă pentru naționala lui Mirel Rădoi, care în proporție de 90% va rămâne la echipa națională dacă naționala va merge la baraj. Este o informație publicată astăzi de Gazeta Sporturilor. Discutăm despre meciul cu Islanda din această seară, discutăm însă și despre frământările din Liga 1 și în special despre frământările de la FCSB, unde George Becali continuă să bage muniție în conflictul rece pe care îl are cu Edvard Iordănescu. O nouă declarație dată ieri de George Becali, destul de dură declarația respectivă. Se pregătește Dică să vină la FCSB după experiența de la echipa națională. O să discutăm despre toate lucrurile astea în această dimineață, însă mai mult discutăm cu un fost fotbalist de Liga 1, cu peste 200 de meciuri în Liga 1, fotbalist la Sportul, la Farul Constanța. Răzvan Farmache este în această dimineață în studioul GSP Live și mulțumesc că a venit la noi în emisiune în aceste vremuri de restriște. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața, mulțumesc și eu de invitație. Mulțumesc mult că ai venit. Ce faci? Ce face Răzvan Farmache la 43 de ani? La mulți ani, apropo, acum cât? 10 zile? Da, pe 1 noiembrie. Da, mulțumesc. În acest moment sunt la Urziceni. La ASFC Urziceni. ASFC Urziceni. Da. Așa. În Liga? Liga 4. Liga 4. Da. Am o școală de fotbal acolo, cu formată din copii din zonă, la fel și echipa mare din Liga 4 este formată din jucătorii din zonă. Uh-huh. Am încercat să păstrăm tradiția, așa, tradiția care a fost înainte de a veni Bucșarul, de a prelua echipa. Uh-huh. Jucători din zonă, din oraș, din împrejurimi. Deci, practic, asta e singura echipă rămasă în oraș. Da. Dar de ce Urziceni? Ești de acolo? Da, eu sunt născut acolo. Ah, ok. Da, părinții mei sunt acolo, da. Și am zis că trebuie să le ofer copiilor o șansă. Te-ai întors acasă după ce ai terminat meseria de fotbalist? Nu, eu stau în București în momentul ăsta. Oh, ok. Da. Și merg acolo și... Deci, Liga 4, singura echipă din oraș. E greu să trăiești în umbra performanței din 2009? Da, e foarte greu. Da, noi nu avem practic nicio treabă cu echipa care a fost înainte. Da. Nimic. Deci palmaresul? Nimic. Nu, nimic. Dar palmaresul pe unde ești? Se știe? Nu știu. Cred că este la domnul Bucșaru. Uh-huh. La persoană fizică. Da, nu știu. Nu știu exact care este situația. Da. Încercăm să le oferim copiilor șansa de a se antrena bine, de a avea meciuri, de a ajunge, de ce nu, în ligile superioare. Ținând cont că acolo au fost mulți jucători care au jucat pe la Liga 1 și aici mă refer la Budescu, Jercălău. Budescu e din zonă? Da. Uh-huh. Budescu, Jercălău, Leontin Toader, Damaschin. Sunt ceva fotbaliști importanți. Da, care au, în istoria recentă a fotbalului. Da. Ce au fost la Liga 1. Uh-huh. Au mai fost la Liga 2, Liga 3, au fost care au mai jucat. Cât consumă echipa asta? Hai că te iau... Consumă mult, undeva la 60.000 de lei pe an. 60.000 de lei pe an? Da, adică undeva la 10-15.000 de euro pe an. Da. Te referi acum la tot sau la tot? Școală? Nu, partea de fotbal Liga 4. Liga 4 plus junioria, pentru că suntem obligați să avem și să jucăm cu junioria, dar în momentul de față ei nu joacă. Uh-huh. Vor începe probabil la primăvară, pentru că a fost situația care a fost și s-a luat decizia să nu înceapă. Și unde jucați pe stadionul Unirii? Da, fost da, pe stadionul mare, s-a renovat cât de cât. Da? Da. Ne dai niște poze, poate le arătăm oamenilor pozele pe care ni le-ai dat. Da, arăta ce-ai găsit când te-ai dus acolo să începi proiectul ăsta? Da. Ce, umblau șerpi prin iarnă? Asta e după prima coasă. Asta e poza? Nu, după a doua, asta e. Asta e prima când ai intrat pe teren? Când am ajuns acolo este cealaltă poză cu... Ok.
Acum asta, este... cum arată acum stadionul, da. După 5 ani, nu? De la începutul proiectului? Da. Ok, dar poate mai dăm o dată pozele primele, că asta e. Deci asta zici că e undeva, căpiți ați făcut? Da, asta a fost situația. Am reușit cu împreună cu primăria să, să-l punem pe linia de plutire, ca să zic așa, să nu... Păi țineai niște vaci cu fânul ăsta o iarnă întreagă, jur, la cât ați cosit voi aici. Da. Apoi, împreună cu câțiva părinți, am început să, să-l tundem, să, să ne îngrijim de el. Apoi a venit și sprijinul primăriei și am refăcut vestiarele. În momentul ăsta am adus și apă. Era, nu? Nu mai era, nu nici era, apă? Nu era nici apă, era, era tot, era dezastru. Da? Era dezastru. Dar și... ce? Am înțeles că au luat și luaseră gardurile, dispărțile Da, păi nu mai existau, porțile de fotbal erau furate, gardul interior era furat, vestiarele erau devastate, spart tot pe acolo, era dezastru. Da. Smulse instalațiile de cupru, cred că erau, sau nu știu, erau smulse din, din pereți, pereții sparți. Am reușit ușor, ușor să, să aducem pe linia de plutire. Eu zic că este ok pentru, pentru nivelul ligii a patra. Avem promisiuni că în viitorul apropiat... Se întoarce Bucșarul. Nu, nu, nu. Nu, ne, glumesc. Ne vor, să mai dau un tun. Da. Se va mai renova pe acolo, pe la, pe la stadion, pe la vestiare. Da. Să, măcar să fie pentru, pentru nivelul ligii a treia. Omologat să se poată disputa meciuri pentru... Ești și antrenor la da, echipă? Da, și deci antrenor, dar... Ai proiect pe termen lung, nu te dă nimeni afară de acolo. Da, tu ești și, pat, și președinte și... De toate, că la Liga 4... Mai joci? Nu, nu. Dar ai jucat? Până când ai jucat? Am jucat, am jucat până acum vreo 2 ani am mai intrat deci prin teren. Deci 41. Da, cam așa. Și nu mai... Nu. Ce, ai vreun fundaj ideea... bun? Nu. Ideea care a fost, la început am, echipa a fost formată din, din jucătorii care au făcut junioratul la un moment dat la Unirea Urziceni. Între timp se, se, se lăsaseră de fotbal, fiecare muncea, am făcut echipa cu ei, aveau totuși o vârstă, am jucat câțiva ani, 2-3 ani în, în Liga a 5-a, după aceea am promovat în Liga a 4-a. Și apoi, din anul, anul acesta, am, am întinerit echipa, practic, echipa de juniori, care a ieșit 2 ani la rând campioană județeană. A făcut pasul către, către echipa mare și acum, în momentul ăsta, echipa este formată numai din, din copii, 17, 18, 19 ani. Dar dacă ar fi la un moment dat, mai ai putere să mai... Da, nu știu, ai o problemă de lot. N-ai fundat și dreapta, nu știu. Doamne ferește, se accidentează, suspendat ceva. Da, dacă, dacă e nevoie, da. Dar în general... Mai... Dar vezi că acum fundașul dreapta nu e ca pe vremea ta. Numai de nu trece în mijlocul terenului. Acum trebuie să faci, ai văzut. Da, da, da. Trent Alexander, da, Arnold și ăștia acum sunt extreme, nu mai sunt fundașe. Da. Așa era atunci, mai mult faza defensivă, da, mai puțin pe, pe atac. Unde te oprești? Unde îți spuneau antrenorii să te oprești? Nu, îmi spuneau de, să ajung de 3-4. Nu, îmi spuneau să ajung de 3-4 ori la, la centrare. La... Da. Și centrările cum le dădeai? Că nu mai țin minte. Le dădeai ca crețul de un fly capul primului fundaș ieșit în cale? Sau? Uneori da, uneori e da. Erau... Da, în general eu am respectat ce, ce mi-au cerut traseele. Da, da, și poate pe undeva... Uite, dacă erai antrenat de Ionuț Chirilă, te învăța să ajungi din fundaș dreapta închizător, după aia mijlocaș central și după aia apărai la finalizare element surpriză, cum spune el. Da, da. Vezi? N-ai avut șansa asta. N-am avut șansa asta, da. Bun, zi-mi de proiect. Care e scopul? Adică unde ai fi mulțumit dacă ai ajunge cu proiectul ăsta? Probabil să scoți niște jucători, nu? Da, da, da. Așa. Păi deja sunt doi jucători împrumutați la, la Liga a 3-a, la Gheorghe Doja, băiat de 2004. Așa-l cheamă? Nu, așa se cheamă echipa. Echipa. Așa se cheamă echipa. Este în Liga a 3-a, este de câțiva ani în Liga a 3-a. Da. Da. Mai este un, un copil care a fost pe la noi un an jumate. Un an jumate a fost legitimat, dar s-a antrenat mai mult cu, cu mine, undeva la 2 ani jumate.
El a făcut junioratul la Sport Team și apoi a stat vreo 2 ani jumate la noi. Uh-huh. Și acum este în lotul echipei mari la Petrolul, Opera Aris. Uh-huh. Mai este și fratele lui, care la fel este la Petrolul, dar uh-huh. el, fratele lui, este crescut de noi. Uh-huh. Da, mai avem un copil împrumutat la Dinamo 2010. 2010, adică are 11 ani. 11 ani. Uh-huh. Da, 11 ani. Da, încercăm ușor, ușor să... Dar în Liga 1 nu e vreun plan, nimic. Da. Nu, e imposibil, nu? Să ajungem noi? Sau? Da. Nu, cine? Este greu. Este greu pentru că îți trebuie un om potent financiar. Din păcate, oamenii care au bani în momentul ăsta se cam feresc de fotbal. De fotbal, da. Pentru se feresc cam de orice investiție în momentul ăsta. Da. În general de fotbal, pentru că toți oamenii au avut probleme, toți cei care au investit în fotbal. Da. Cel puțin în momentul când am jucat eu. Da. Nu chiar toți, uite, Șiman n-a pățit nimic, adică n-a deși da. Era considerat unul din cei mai răi patroni cu jucătorii, uite, n-a avut probleme. Au fost alți patroni care au ajuns la închisoare, da. N-a avut probleme. Nu a avut probleme, dar nici nu erau bani. Nu erau bani? Hai că ajungem și acolo, că asta îl nebunește când aude. Domnule, le dădeam valoarea corectă, că l-aud, parcă și văd, că mereu povestește. Domnule, le dădeam cât merită, nu le dădeam mai mult. Da. Cu accentul ăla lui de Maramureș, le dădeam cât merită. Hai să te întreb întâi și după aia trecem și ne întoarcem să ne povestești din cariera ta de jucător. Ce zici de povestea asta cu Rădoi? Că ai jucat în perioada în care Rădoi era și el fotbalist, cred că l-ai întâlnit. Da, de multe ori. Tu fundaș dreapta, el închizător mai era central, la cornere, da, unde vă mai... Adversari. Da? Coate ceva, nimic? N-am ajuns. N-ai experiență? Știu câțiva fotbaliști din Liga 1 care au rămas cu niște vânătăi după întâlnirile cu Rădoi pe teren. Da, era un jucător mai agresiv, un jucător mm-hmm. care juca tare la minge. Da, să eu sper să rămână, pentru că echipa națională în momentul ăsta a început să joace. Am văzut ultimele meciuri, chiar au făcut meciuri foarte bune. Cred că s-a grăbit cu acea declarație. Corect, eram să aștepte să se termine cele două meciuri. Uh-huh. Cel cu Islanda și următorul cu Liechtenstein. Și apoi să iau o decizie în funcție de... Da, cred că s-a grăbit. Probabil și presiunea presei. Nu știu care au fost cauzele. Da. Eu sper să ajungă la baraj, pentru că au avut un parcurs destul de bun. A început să fie conturată o echipă națională după ce au fost mulți jucători pe acolo. S-a conturat un... Ți se pare că sunt totuși niște jucători care și-au găsit locul? Pentru că acum vreo câteva luni vorbeam, domnule, din toate căutările lui Rădoi n-a ieșit deocamdată nimic. Da, dar în momentul ăsta se pare că în ultimele meciuri echipa mm-hmm. a început să meargă. E normal să cauți, să aduci jucătorii care crezi că îți pot fi de folos la echipa națională. Ce zici de Rațiu? Ca fundaș dreapta, a fost fundaș dreapta despre fundașul dreapta național. Cum ți se pare? Un jucător foarte bun, da, chiar îmi place, a făcut meciuri bune, cel puțin ultimele meciuri, a jucat bine. Și este ok pentru echipa națională. Da. Cum ți se pare nivelul la Liga 1? La câți ani după ce te-ai lăsat tu? Mă rog, te-ai lăsat de fotbalul serios. 10-11 ani. Cum ți se pare nivelul de acum din Liga 1? Da, e clar că nu mai sunt jucătorii care erau atunci, nu mai concurența. Acum, dacă te uiți la echipele, la toate echipele din Liga 1, în afară de primele 3-4 echipe, nu prea vezi jucători, buni jucători. Țin minte că atunci când jucam, la fiecare echipă erau jucători foarte buni, echipe foarte bune, că erau la Vaslui Wesley, sunt Mărtean, uh-huh. Ada Hilton, CFR-ul care avea echipă foarte bună, Timișoara, nu mai zic, Alexa, Gigel Bucur,
Acum ce-mi vine în minte, doar câțiva jucători. Da. Acum să te numerai foștii colegi. Da. Alex a o perioadă la Rocar. La Rocar. Bucur, la Dar cum Bospor. Dumnezeu a început la Rocar? Stai așa un pic. Acum... Da. Nu înțeleg. La Rocar echipa Luneț. Am făcut juniorul la Dinamo. La Dinamo? La Dinamo. Deci de la Dinamo ai fost de la cât la cât? De la... Păi am fost de la clasa 7-a, 12, 13 ani. Dinamo avea o legătură cu Urziceniu. Era ceva. Tot aducea copii de pe la Urziceni. Erau niște relații cu Urziceniu. Nu. Mergeau dinamoviși pe la Urziceni, la echipă? Da, au fost înainte. La mine a fost cu totul altceva. Ce? Eu aveam un văr care a venit la facultate în București. Da. Era nebunii cu fotbalul. Mai mare? Da, mai mare. Cristi. Era nebunii cu fotbalul, era suporter înfocat al echipei Dinamo, se ducea săptămână de săptămână, cred că zi de zi, după școală. Se ducea la antrenamente, vedea toate echipele de copii, de juniori. Mă știa și a vorbit ca să merg să dau o probă acolo și... Și ai luat-o? Am luat-o și... Deci ai stat la Dinamo cât? De la 13 ani până la... 13 ani, cred că undeva la 20-21 de ani când am fost la Rocar. Deci până la 21 de ani... Atunci era și cu tineretul. Jucai la tineret? Da, jucam și la tineret. Dar am promutat? Nu te împrumutaseră pe nicăieri? Nu. De obicei Dinamo am promutat jucătorii tineri. Da, am promutat, dar nu. N-am vrut să mă duc, au fost câteva... Dar nici la prima echipă nu era vreun rost. Era echipa lui Dinamo în perioada aia. Venise Dinu și Dinamo construia. Începea să câștige titlul. Era echipă foarte bună. Era greu să pătrunzi direct de la echipa de juniori, să pătrunzi la echipa mare. Toată lumea dorea atunci jucători cu experiență. Da. Cine era fundaș dreapta la Dinamo atunci, când erai tu? Ai fi putut, 18-19 ani, 97, cine era fundaș dreapta? Încerc să-mi aduc aminte. Nu mai știu exact, dar avea echipă bună, Dinamo. Bun. Erau fotbaliști foarte buni. Bun, n-ai reușit la Dinamo, dar la 21 de ani ai ajuns la Rocar. Da, am ajuns la Rocar. Era domnul Nețuiu antrenor. Antrenor? Pardon. Cred că zis bine totuși. Nu. Că pe vremea aia nu influența o patronie așa de mult. Nu, crezi că nu? Nu știi, eu nu știai știu, voi. Eu nu știu. Cine era antrenor? Atunci a fost Liță Dumitru, după aceea l-am prins pe Silviu Dumitrescu. Așa. Da, și după aceea când a venit la echipa mare în Liga 1 a venit Florin Marin. Da, atunci nu prea ai jucat tu. Nu prea am jucat, iarăși era echipa de tineret, era... Dar de ce n-ai jucat cu el? Cu Florin Marin? Nu te plăcea? N-am jucat, așa. V-am zis, toată lumea atunci prefera jucătorii cu experiență, așa. Nu se bazau pe tineri. Înțeleg că debutul tău a fost într-un meci special la Rocar. Da. 0-2 cu FC Argeș, august 99. Da. A fost un meci mai special. Conducerea de atunci a decis să protesteze în urma unui meci în care arbitrii au dezavantajat echipa. Și s-a decis ca în acel meci cu FC Argeș să joace echipa de juniori, de tineret, practic. Dar țin minte că nu au avut un meci ușor cei de la FC Argeș, 2-0, parcă s-a terminat. Sau aveau înțelegere cu FC Argeș și au zis, băgăm juniorii ca să pierdem, că săraci ăștia mici nu pot câștiga, dar ca să nu facem nenorocirea așa... Nu știu care a fost situația atunci, noi am jucat, noi am încercat să ne facem treaba... Curios dacă i-ați fi bătut pe FC Argeș, cum ar fi fost discuții, dacă aveați 0-2-0, care erau discuțiile? Eu țin minte că chiar s-au chinuit și ne-au dat gol foarte târziu, și iar al doilea gol pe sfârșitul meciului, adică nu au avut un meci ușor, pentru că noi doream să demonstrăm că merităm și noi să jucăm în Liga 1. Cam așa au fost lucrurile. Ai stat la Rocar cât? Un an și ceva? Cât ai stat? Da, cam așa. Deci deja aveai 22 de ani. Da, apoi am fost... Și viitorul tău cum era în momentul ăla? Adică nu prea jucai? Nu, la echipa de tineret jucam. La echipa de tineret, dar la fotbal, adică unde conta, nu jucai. Aveai 20 și ceva de ani și nu jucai. Da, nu jucam. Te-ai gândit vreo secundă, bă, e posibil să nu fac nicio carieră, să mă retrag la un moment dat?
Nu. Să mă las, tot... nu să mă retrag, că nu da. Trebuie să te retragi după ce ai o carieră. Am crezut că pot mai mult, dar nu am avut nici șansa de a demonstra. Da. V-am zis, atunci toată lumea prefera jucătorii bătrâni. Jucătorii în ziua de azi au șanse foarte mari să joace, să intre în teren, să demonstreze, plus că trebuie la toate ligile, începând cu Liga 1, Under 21, Under 19, trebuie juniori, trebuie unul în teren, unul, doi pe bancă, la Liga 3 trebuie trei în teren, trei pe bancă, au șanse foarte mari. Da. Da, probabil atunci antrenorii gândeau că, neavând experiență, e greu să se bazeze pe tineri, pentru că, neavând rezultate în câteva etape, erau dați afară și atunci preferau jucătorii cu experiență. Și ce ai făcut? Încotro ai luat? Adică era greu totuși, la 22, despre 23 de ani. Da, atunci era o situație cu armata. Așa? Cu armata. Ce, ai fugit de armată sau ce? Cumva. Ce ai făcut? Povestea. Nu, am fost la Portul Constanța, am aranjat să fiu acolo trimis, am făcut armata. Să fii trimis în armată la Constanța? Da. Aveai pe cineva acolo? Aveam pe cineva acolo, unchiul meu și mătușa. Și ai făcut armata? Am făcut armata, ce te duceai și tu? Mă duceam la antrenament. Mai mult, adică în armată. Eram în armată, dar primeam învoiri să te duci. Permisie, mă duceam la antrenament, reveneam asta o perioadă și... Cât ai stat așa în armată? 6 luni cred că am stat la Portul Constanța. După aceea am fost chiar la culmea, am fost la o probă la Faru. Da? Da, țin minte că venise antrenorul de la Portul, care eu nu aveam o relație bună cu el. Între timp a venit la Faru când și eu eram în probe acolo și apoi am plecat. Cine era antrenorul? Mai știi? Ion Constantinescu. Dar nu te plăcea sau ce? Da, au fost niște discuții atunci. Era nivelul de Liga 3 la Portul Constanța și atunci am preferat să... Deci nu plec. Nu te-a vrut la prima ligă, sau clar. Liga a doua era fapt? Era, cred că, Liga a doua. Bun. Ai terminat armata, 23 de ani, nu? Cam așa? Cam așa, încotro. Da. Fotbalul nu prea așa, nu se lega? La fel. Am fost... Târziu, 23 de ani e târziu. 23 de ani, da. La 23 de ani deja trebuie să fim... să rupi? Da. Acum pare o vârstă... Adică sunt șocat că ai făcut 200 ceva de meciuri în Liga 1, dacă tu la 23 de ani încă îți căutai un drum, nu... Da, la 23 de ani am fost și am dat probe la Sportul. Sportul era în perioada aia cu întinerirea echipei, veneau jucători de la echipa de juniori. Mi-a fost greu pentru că domnul Șiman dorea să aducă jucătorii de la echipa de juniori, nu prea vroia transferul să vină din altă parte. E o poveste interesantă și așa. Și aici. Era antrenor Neando. Da. Țin minte, Neando a dorit să rămân după te-a plăcut, perioada, te-a văzut, te-a plăcut, da. Da. După perioada de probe. Am acceptat să joc pe $100. În momentul ăla, bine, salariile nu erau mari, ceilalți care veniseră către echipa mare aveau $250 din 100 de dolari pe lună? Pe lună, $200-$250 pe lună. Eu am acceptat să... Joci pe 100. Pe 100, să arăt că pot, că pot mai mult. Nu m-au interesat banii în momentul ăla. Da. Am vrut să demonstrez că... $100 pe lună. Ce făceai cu banii? Da. Habar n-am. Nu mai știu ce. Adică te descurcai, asta vreau să zic. Aveai bani de acasă sau ceva? Sau cum? Nu. Cum te descurcai? Nu aveam bani. În momentul ăla mai stăteam pe la rude. Da? Da, aici aveam rude în București, mătușe, în văr. Da. Stăteam pe acolo și ușor am reușit să joc, să relația cu Șiman cum a fost? Te plăcea? Nu. La început, cred că
avea rezerve în privința mea, dar cu timpul am demonstrat și... La el foarte pretențios, trebuia să vadă că te duce mintea, că ești un băiat totuși serios. Da. Din punctul ăsta de vedere nu cred că am avut probleme. Important e ce am făcut pe teren atunci când am intrat și, și cu timpul am arătat că merit să joc și chiar am ajuns la... De-a lungul carierei să joc 200 și ceva, 220 de meciuri în Liga 1 și jucate ca 90 de minute, că nu prea... Da. Ca fundaș e greu să intri pe final sau să... Da. Să ori joci, ori nu joci la... Pe cine? Pe Andone ai avut la Sportul Antrenor? Pe Neando, da. Neando, pe Neagigi Mulțescu. Da. Da. În prima perioadă. În prima perioadă, pe, da. Petrescu nu l-am prins. Atunci am plecat eu. Echipa retrogradase, parcă, din Liga 1. A fost retrogradarea a fost, cu Cântec? Nu, înainte au fost niște discuții cu Rapid. Da. Chiar am fost în cantonament cu ei. Da? Dar, când asta? Era Neamircea Rednic, era antrenor. Ok. Ca în anul acela când au câștigat campionatul detașat, a fost în pauza de iarnă. Așa. Am fost cu ei în Antalya o săptămână, două. Pe relația Coposhiman? Coposhiman, dar din păcate nu s-a mai realizat transferul. Nu știu, nu s-au înțeles. Hai, zic, ce știi? Adică ce a cerut prea mult Shiman sau ce? Nu, din ce știu eu, ceruse la momentul ăla, era vorba de 150.000 de dolari sau euro, nu știu. Și Copos n-a vrut să-i dea? Ei se înțelesesră de fapt la o sumă de bani, că de aceea am și plecat în cantonament cu ei. Ulterior am avut câteva meciuri pe acolo în pregătire în Antalya, am fost... Am jucat la un turneu cu Galatasaray, așa. Nu știu ce echipe au mai fost. Din ce am înțeles după aceea, pentru că nu erau telefoane atunci, când m-am întors în țară, m-a întrebat domnul Shiman, băi, ce ai făcut? Te-au băgat ăștia, ai greșit la gol? A fost ceva, a fost scorul 1-1 pe teren. Da? 1-1 pe teren și s-a ajuns la lovituri de partajare atunci. Și ai ratat? Nu, chiar am dat gol, cred că am fost printre puținii care am dat gol. Deci s-au plâns că n-ai jucat bine cei de la Rapid. Da, nu. Mi-a spus ce mi-a spus mie domnul Shiman atunci. Da. Mi-a spus domnul Copos că ai greșit și la gol și că nu știu ce. Probabil vrea să mai reducă din preț. Și a zis, domnul președinte, eu am intrat după ce s-a dat golul. Da. Adică, cum să greșesc la gol? Da, incredibil. Chiar dăduse un gol din penalti, știi minte că în poartă era Mondragon. Și cred că primul executant a fost Niță, da? Robert Niță, care a raptat și nu mai știu cine. Ai văzut Robert Niță, Dita mai vlogger acum, da. Așa că se uită la noi. Am văzut. Da. Și cred că asta urmărea să mai scadă din preț. Apoi, deci a picat rapid. Da. Probabil era un pas important atunci pentru mine, mai ales că Rapid în perioada aia, din ce țin eu minte, era la 10 puncte avans față de locul 2 FCSB, parcă era, sau da. Steaua atunci. Cum era atunci. Atunci, da, Steaua. Cred că mi-ar fi prins bine să rămân atunci la Rapid, da? N-a fost să fie, apoi... Ți-ai pierdut motivația când te-ai întors la Sportul, știind că ai ratat totuși un transfer la o echipă care era aproape campionă? Nu, că atunci nu... Credeai că o să mai ai? Nu credeam, da. Că va fi singura șansă. A fost singurul moment în care ai fi putut pleca la o echipă importantă? Da, din ce știu eu, da. Da. Atunci am fost chiar foarte aproape, dar v-am zis, relația asta dintre patroni... Sunt mulți jucători care nu s-au transferat sau s-au transferat cu tot. Uite, sunt unii care sunt și norocoși. Vezi cazul Șerban cu Dinamo. Dinamo nu poate să scape de el. Da. Chiar l-am prins în a doua perioadă la Sportul pe Șerban. Chiar mă surprinde că nu joacă. Pentru că atunci, cred că avea 16 ani atunci când era la Sportul, 16-17 ani, mie mi-a plăcut. Îmi plăcea ca jucător, dar nu știu. Da. De atunci, de când era la Sportul și apoi după transferul la Dinamo, nu știu ce s-a întâmplat. Și...
Cum era cu Shiman? Vă plătea? Erau atunci foarte multe discuții care l-au enervat și le enervează încă pe Vasile Shiman, dacă îi aduce aminte, cu plățile în murături, în paltoane, în telefoane. Nu, murături n-au fost niciodată. Nu. Nu. Murături nu, paltoane și telefoane, da. Da, da, astea au fost, dar da, cum toată lumea, nu, toată lumea spune că așa ne dădea prime. Nu, atunci a fost o perioadă în care noi eram în Liga a doua. Da. Am mers în Cupa României, am scos echipele de Liga a doua și am ajuns să jucăm cu echipe din Liga a întâi. Da. Și atunci nu aveam trecut în regulament prime pentru Cupa României sau ceva de genul ăsta și atunci... Făcea un efort domnul Shiman? Da. Ce ai luat? Un palton ai luat? Nu. Telefon mobil? Palton, costum. Costum. Da, bine, atunci mai mergeam prin cantonamente în Turcia și a zis să fim toți îmbrăcați la fel. Okay. Și au zis vă dau primul un costum ca să fiți și voi îmbrăcați și clubul ar trebui să vă îmbrace. Da, atunci era altă situație. Apoi, la și scria acolo, vă scoteau ochii, v-am dat primul un costum. Nu, era că nu se trecea. Nu se trecea pe... Deci un costum, un palton, un telefon? Atunci a fost, de exemplu, la un meci, nu mai știu pe cine a scos, pe Brașov sau nu mai știu, echipă bună atunci. Am primit costum palton, apoi am scos pe FC Argeș, țin minte că am primit un telefon Nokia, era 3310, atunci era undeva la 300 de dolari, 300 de euro, okay, da. 300 de dolari cred că nu erau euro atunci. Uh-huh. Era ceva. Da, adică era o primă bună pentru... Da. Așa. Și cum, venea cineva cu cutiile, cu telefoane? A venit cu telefoanele, da, de la o firmă, nu știu. Aha, okay. A venit cu telefoanele, ni le-a dat și... Da, erau telefoane bune. În altceva ați mai primit, în afară de port? Da, am mai primit combine. Nu, ce? Combine. Combine, combine muzic, de muzică. Da, atunci am scos, ce? Țin minte, pe oțelul, cred că. Cu combina. Pe da, și am primit tot așa o combină. Care la fel costa destul de mult. Da. I-am auzit pe colegii mei ce avea omul prin casă, vă dădea ce avea omul prin casă. Nu, că au fost noi. Glumesc, nu? Da. Și cam astea au fost primele când am scos... S-au terminat primele, că după aia ați luat bătaie. Nu, da. Am pierdut, nu mai știu cine ne-a eliminat atunci în cupă. Dar dacă luați cupa, cine știe ce vă dădea? Cât un apartament, nu? O mașină. Nu, cred că de mașină de tuns iar. Da. Da, și... Dar cum era experiența cu Shiman? Că el așa aspru pare, dar e și un... Pe de altă parte e mucalit, e amuzant uneori. A. E un tip așa... Da, țin minte și acum că aveam ședințe, cea mai scurtă ședință era de 2 ore. Așa. Și cred că am ajuns și la 4 ore de ședință. Ce Dumnezeu vă spunea în 4 ore de ședință? De toate. Țipa? Nu. Vorbea frumos. Și noi mergeam la fel. Atunci erau probleme cu salariile, cu banii și încercam să avem o discuție cu el. Și venea și ne ținea 2, 3 ore, 4 ore de ședințe. Băi băieți, voi credeți că mi-e ușor să fac rost de bani pentru voi? Da, nu, până la urmă, când noi spuneam, domnule, că nu mai, hai să facem ceva, că nu mai putem, că nu știu ce, în prima perioadă. Adică ce, atunci, să protestăm cumva? Da, să protestăm cumva, da. Așa, după ședință de vreo 2-3 ore, mai că îi aduceam bani de acasă să... Da, să... Să-l ajutați pe financiar, nu? Să treacă peste criză. Da. Asta e un talent, totuși. Deci vă împacheta, vă făceam foi de viță. Da. Eram atunci, eram copii. Da. Povestește-mi o anecdotă din vestiarul sportului din perioada aia, prima perioadă la sportul. Ceva amuzant. No, ce poți să povestești? Din acea perioadă. Țin minte că Neando, la un moment dat aveam 7-8, cred că înfrângeri. Am avut la rând, promovasem în prima ligă. Era disperat, nu mai bă ce se întâmplă, pentru că aveam calitate, aveam jucători, puteam mai mult, cred că simțea că putem mai mult.
Și am mai aflat el că mai mergeam pe la, pe la cluburi. În regie, în să regie, răzgat. Normal, da, că da, acolo era... Era Dumars, ce era? Max Dumars, da, erau atunci. Și, țin minte că odată a venit, a prins luminile pe la, pe la Max, a oprit discoteca, a prins luminile și... Ca să vă ne identifice. Căuta, ne căuta pe acolo. La, nu, din fericire... Dar erați? Nimeni. Poftim? Erați în discoteca? Nu. Atunci, în momentul, în momentul ăla a avut o informație proastă, înseamnă? Da, el a bănuit. Și ce a făcut? A oprit luminile în club? A prins luminile să unde se sunt jucătorii mei? Da. Să se uite pe acolo. Incredibil. Dă-i seama ce moment să vină un antrenor de Liga 1 sau așa să vină. A zis că dacă prindea pe vreunul nu mai... Nu mai ieșea sănătos, nu mai ieșea prea. Și nu mai intram în clubul ăla niciodată. Că... Aha, ok. Da. Da, au mai fost. Scăpați în decor? Ieșați în decor? În decor, noi fiind tineri, dar majoritatea timpului le făceam după meciuri, adică nu înainte de meci. Dacă aveam sâmbătă meci, normal, sâmbătă seară mai ieșeam și noi, eram tineri. Era... Deși știi că științific și am auzit teoria asta acum enunțată de nutriționiști serioși din sport, spun că alcoolul consumat în primele 48 de ore după un efort maximal, e total contraindicat. Adică e bine să bei după 3 zile de la un meci, un pahar de vin, Dar primele 48 de ore deloc, adică deloc alcool. Da. Atunci e esențial pentru refacerea organismului. Atunci nici nu avea cine să ne învețe, cine să ne educe în sensul ăsta. Dar aveați psiholog la echipă, nu? Am avut. Da. Pe Andy, da, l-am avut. Știu că a enervat pe un jucător, nu mai știu pe cine a enervat psihologul. Știu că avea un meci cu un jucător, dar nu mai știu cu cine. Da, au mi-a fost câteva momente, au fost... Dar de ce se nășteau momentele astea cu el? Probabil se considera că el făcea, îi dădea sugestii antrenorului cum, care e concentrat, care nu e concentrat, venea, avea anumite discuții cu jucătorii, individual sau în cameră, cum erau. Atunci și probabil că și jucătorii vedeau că turnătorul și turnătorul antrenorului. Da, și probabil el se ducea la antrenor și spunea, vezi că nu prea e concentrat, vezi că... Și ăia care rămâneau afară îl vedeau ca pe un dușman. Probabil, da. Interesant. De ce ai plecat? Cât ai plecat? În ce an ai plecat tu? Ia stai să mă uit. Am plecat... 2003. Așa cum v-am zis... În perioada de iarnă, după ce s-a terminat turul, a fost discuția cu Rapid, nu s-a concretizat, iar apoi în vară am retrogradat parcă cu Sportul și a venit o ofertă de la Faro Constanța și totuși aveam o vârstă. 25 de ani. Da, și am zis că e momentul să plec, nu mai stau încă un an în Liga a doua. Și am mers la Constanța. 5 ani ai stat acolo, 5 ani jumate la Constanța. 5 ani jumate la Constanța. Da. Cum a fost perioada asta? La un club care... Locul 5 văd cel mai sus, locul 7 prins, la început, după aia a doua jumătate a clasamentului. Am prins perioada aceea, o perioadă bună, o perioadă de glorie, ca să spun așa. Am jucat finala cupei în Cotroceni cu Dinamo, pe care am pierdut-o, din păcate, cu 1-0. Cine mi-a zis ceva de meciul ăla? Aici un invitat a povestit ceva, că meciul ăla n-a fost tocmai în regulă. Ceva s-a întâmplat la meciul ăla. Nu cred. Nu cred. Ne-a dat gol Fane Grigore în minutul 8, parcă. Așa. Țin minte că un coleg, nu mai știu, cred că Cristocea, parcă, așa, a fost accidentat. Ah, ok. Da. L-a accidentat în acel minut, am jucat vreo câteva minute. Un om în minus, atunci s-a întâmplat să luăm golul. Iar apoi, puteți să vedeți meciul, am dominat Dinamo. Chiar am avut ocazii clare de a marca, n-am făcut-o. Și... E practic cel mai important meci al carierei tale, finala de Cupa României. Da. Îl poți considera cel mai important meci al carierei? Da, finala de Cupă. Am mai avut meciuri în Intertoto, cu Boxer, la fel finala cupei Intertoto cu Boxer, tur-retur. Da.
A fost în acel meci diferența cam mare în meciul, în meciul tur. Acolo ne-au bătut cu, cu 4-1. Aveau jucători buni, cu Sheiru, Sania, jucători foarte buni. Apoi la, la Constanța a fost parcă 1-0. Parcă 1-0 am, am bătut, dar țin minte că am, am mai avut ocazii. Ocazii, puteam, puteam face o, o surpriză. A fost un parcurs bun atunci. Și an... cu... Și da. În, în Intertoto. Și în Intertoto, da, da, da. Păi am eliminat echipe din Bulgaria, din Macedonia și am ajuns să jucăm cu... Antrenor fiind cine era? A fost perioada aceea în Intertoto Vukotić. Vukotić venise în perioada aia. Era antrenor în Intertoto. Vukotić, Vukotić, Vukotić. Un antrenor sârb. Așa. Da, care... Cred că 2005, în... nu? Ia stai că vedem acum. 2005, da. Verificăm. 2005, cupe europene. 2005-2006, ia să vedem. Intertoto. Intertoto, Intertoto. Da. Dar final locul 5 și finala cupei, atunci, în anul acela a fost Grigoraș antrenor. Pobeda Prilep, Locomotiv Plovdiv și Ogzer 1-0 ați bătut, da? Am bătut 1-0 și, Vukotić, la, da, și la ei 4-1. Ia să mă uit. George Curcă, Băcilă, Dece Balgheară, nepotul lui Nicu Gheară, Șchiopu, Florea, Guriță, capitan, da. Păcuraru, Voiculeț, Todoran. Da, 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 da. Care a ajuns antrenor la FCSB la un moment. Da, da, da. Dar ai văzut că nu s-a... Am văzut și îmi pare rău pentru el. Aș fi vrut să, să reușească, dar e, e foarte greu. Da, dar el nu era antrenor acolo. El s-a dus... S-a dus într-o situație. Telefon, practic, s-a dus. Receptor de telefon era. Da, a fost, a fost alegerea lui. Probabil a, a zis că, că va reuși. Da. Ținând cont că FCSB-ul are un lot, un lot foarte bun. Jucător bun și probabil pe, pe asta a mizat. Iulian Apostol, da. Zis Mucles, da. Cum era? Că era un tip așa, e un tip special, un tip... Da, da, da. Este un tip special, dar n-am avut, nu? N-am avut probleme cu el. Mai era el cumva pe invers, toată lumea era în vestiar, el era afară sau... Da. Toată lumea era afară, el era în vestiar, dar nu. Armel Disney, ca... Da. Larie, Larie, da, Larie, încă da. Mai joacă, da, da. Așa, de la Faru, de la Faru, da, Gică, da, Hagi, da. Tu ai intrat în minutul 71 și Tibor Moldovan. Asta la meciul tur. La meciul tur, iar la, la meciul, meciul retur, 1-0 pentru voi. Am jucat titular. Ai fost titular, da, Lungu, uite, în teren, Păcuraru în plus, da. Soare, uite, Curcă, rezervă, Barbu, Neaga, Florin Neaga și Daniel Florea. Da, Daniel Florea, care e la Chindia. Da. Ah, da. Era da, el, erau copii atunci, erau copii, erau pe la echipa mare. Perioada aia și chiar la început a fost și Alibec în perioada aia la, la echipa mare. Era Alibec la fel de răsfățat ca și acum, înțeleg. Da. Gică da. Butoiu ne-a povestit săptămâna trecută că era... Da. L-ai avut antrenor pe Butoiu la Faru? Nu, doar nu l-am prins. Nu l-am prins jucând. Pe cine? Pe Panduru l-ai prins antrenor? Pe Panduru l-am prins. Povestește-ne cu Pandi. Cum a fost aia? Am avut o echipă de... Așa, suntem o echipă... Nu, sunt... Cum a zis? O echipă de... Așa, exact așa să scrie, ți-a zis. O echipă de... Așa, da. Cu niște jucători de... Așa. Incredibil. Deci, da. Țin minte, mă bușește râsul numai da. Când mi-aduc aminte. El era un antrenor mai impulsiv și... Dar, din punctul meu de vedere, a fost un antrenor corect, un antrenor care îți spunea în față ce, da. Ce ai greșit, ce ai făcut. Da, asta ce de bine la un jucător, dacă îți spune brusc, brutal, așa. Nu brutal, că nu făcea brutal, dar dacă îți spune franc în față, unii jucători poate că trebuie luați un pic cu mimimi. Nu știu, am preferat să mi se spună să ți se spună. Da, pentru că atunci pot și eu să mă corectez ce, da. La ce am greșit și numai așa poți crește. Dar dacă vine un antrenor și spune unii, alții ați făcut, unii n-au făcut, poate... Nu făcea diferență, adică n-avea favorit Spandi, era corect cu toată lumea. După meci, lunea după meci,
la primul antrenament, ne lua pe fiecare în parte, începând de la portar până la cele trei rezerve, că atunci intrau trei rezerve. Da. Și ne spunea la fiecare ce am făcut, ce am greșit, ce vrea de la noi în continuare, dacă era într-un moment rău. Mai ții minte vreo discuție cu el care ți-a rămas în cap, ceva ce ți-a spus? Nu, țin minte că era un meci, că nu mai știu exact meciul. A intrat la pauză. În vestiar, da. M-a luat pe mine și pe Maxim. Zero, barat, n-ați făcut nimic, că sunteți morți. Dar apoi am continuat meciul. Funda și lateral, tu și Maxim. Da, Maxim. Așa? Apoi vine luni, el plătea în perioada aia, plătea la un fel de Instat, cum este acum. Și ca să aibă date. Avea date, da. Le plătea el. Datele. Le plătea datele. El. Poftim? Da, le plătea el, din ce știu eu. Mm-hmm. Vrea el să aibă datele. Corect, și da. A venit cu datele luni, la antrenament, se uită pe ele. Păi, faza defensivă ai făcut-o bine, ai pasat în față, atâtea recuperări, atâtea dribbling, vrea atâtea duelor câștigate. Da, din date reieșea că am făcut un meci bun și a avut puterea să recunoască că a greșit. Da, ți-a zis, da? Da, wow, tare. Din astea, s-a antrenor care ar fi spus, da, probabil. Ar fi ignorat datele alea, nici ar fi spus, probabil. Da, da. Și asta am apreciat că spunea în față. Deci urât în vestiar, adică taifun. Urât, da, taifun, da. Sunt discuții care sunt în vestiar. Cu bluza de training, a fost la Farul, nu? Când a scos bluza de training, da, și flutura. Da, da. Dar nu mai știu, de ce o flutura, mai ții minte? Nu mai știu, la un meci, cred că cu Dinamo, parcă. Așa. Am făcut egal. Bine, în perioada aia, cam echipele astea din București aveau o oarecare teamă când jucau împotriva noastră, pentru că eram o echipă bună, o echipă solidă, da. Jucători cu experiență, jucători care jucasem în mulți ani împreună, era nucleul format și ce se mai aduceau în plus, câțiva jucători care să completeze pe posturile deficitare. Și chiar în anul ăla cu finala cupei, țin minte că am bătut la Constanța, cred că toate echipele din București, echipe cu pretenții, da. Echipe bune și de drept dovadă am terminat și pe locul 5 în spatele echipelor. Pe Tudoran l-a lăsat la Târgu Jiu, parcă, în perioada aia? Da, atunci a fost o discuție mai, tot așa, mai aprinsă. Așa, povestește-mi un pic. Ne-a povestit-o și Tudoran a povestit-o. Da. Scurios impresia din exterior, cum a fost asupra discuției. Da, erau lucruri care se întâmplă, adică discuții care se întâmplă la pauza unui meci, discuții cu jucători, între antrenori și jucători. Da, și au avut o discuție în contradictoriu și atunci i-a zis că nu mai mergi cu noi, că ori pleacă el, ori pleacă Tudoran. Ori Tudoran, ori el. Și s-au împăcat după s-au împăcat. Da. Și-a dat seama că și Tudoran era un jucător important atunci pentru noi. Și până la urmă, ca antrenor, îți dorești să ai toți jucătorii la dispoziție. Și... Fii atent. Știu că o să eviți să răspunzi direct la întrebarea asta, pentru că e o chestie de rușine, de... Care e antrenorul cel mai bine pregătit pe care l-ai avut? Antrenorul care te-a impresionat cel mai tare? Omul care lucra la detaliu tot? O să-mi spui acum toți. Nu. Da, de la toți am avut de învățat. Știu, da. Trebuie să fi fost unul despre care orice jucător are, într-o discuție cu cunoștințele lui, ăla a fost de departe cel mai bun. Cu toți antrenorii am avut, făceam vizionări, făceam detalii tactice pe teren. Da, pentru mine toți au fost. La început pe mine m-a impresionat Neando, când... Bine, eram și la început. Da, început, da. Da. Antrenamente frumoase, atmosferă frumoasă. Chiar și am avut, bine, pentru o echipă ca Sportul, am evitat, cred că în primul an am evitat retrogradarea, dar echipa juca.
juca, da. Ne cream ocazii. Asta era și o problema noastră, noi nu puteam să ținem de scor, de 1-0, de nu știu, 2-0. Chiar mai vorbeam cu niște colegi acum, păi dacă eram în perioada asta la ce scoruri avea Sportul, toată lumea ne acuza de blaturi și de mai știu ce, că erau scoruri incredibile, nu-ți venea să crezi, cu Dinamo, cu răsturnări de scor. Țin minte că aveam meciuri, aveam 1-0 și în minutul 88-90 pierdeam 2-1. Da. Adică era lipsa de experiență, tinerețea, noi nu știam să ne apărăm. Da, la noi era totul sau nimic. Se simțea la Maxim că o să aibă stofă de antrenor? Ai văzut ce face cu... Da, da, da. Ce a făcut cu echipa, cu Schellinger și acum cu Corvinu. Cu Corvinu. Da, chiar am mai vorbit cu el. Mă bucur pentru el. Da, un jucător echilibrat, un jucător care avea personalitate, la fel își făcea treaba bine în teren. Și eu cred că... Ați plecat amândoi. Ați fost pe lista de puști de transferuri la Faru. Tu, el, cine? Diniță? Nu, Diniță nu era la Faru. Nu, Diniță, scuze. Tu, el, cine a mai plecat? Au fost mai mulți. Au fost în perioada aia vreo 7-8 jucători care... Puși pe lista de transferuri. La mine a fost altceva. Eu mi-am depus memoriu atunci și nu primisem o parte din bani. Și nu s-a mai dorit să continuăm. Inițial ne puseseră pe lista de transferuri. Era Ion Marin antrenor. Probabil a vrut să întinerească, dar noi am plecat după... A început campionatul în Liga 1 atunci și în pauza de iarnă atunci am plecat. Și am renunțat la 6-7 jucători importanți. Uh-huh. Și după aceea în retur, chiar au retrogradat. Bosânceanu spunea atunci, patronul Farului, am văzut declarația dimineață, mulți dintre jucători au creat probleme disciplinare care au destabilizat vestiarul, s-au dat accidentați în așa fel încât să nu joace și să creeze probleme antrenorului, probleme și-au făcut ei cu mâna lor. Și cred că era și la tine referirea, pentru că tu i-ai răspuns atunci pentru declarația asta. Nu știu la ce s-a referit atunci, sunt mulți ani de atunci. Ai uitat? Nu. Nu ne dădeam accidentați. Eu nu m-am dat niciodată accidentat. Am preferat să joc și drept dovadă sunt meciurile pe care le-am avut la Liga 1. Uh-huh. Vroiam să joc, îmi doream să joc. Și mai ales în meciurile importante îmi doream să joc. Au fost probleme, cel puțin la mine, poate se referă la o perioadă când într-adevăr am avut o problemă la genunchi, la ligamentul colateral. Am fost la un doctor pe acolo, pe la Constanța, cu RMN, mi-a spus că am ligamentul încrucișat, că trebuie să mă operez, și după aceea am fost la domnul doctor Pompiliu. Și era cu totul altceva și am stat o săptămână pe margine, dar nu m-am dat. Păi la meciul, ca o paranteză, eu am jucat și cu fisură la unul dintre degete pentru a fi în teren. Țin minte că am fost accidentat la un meci cu Dinamo, am jucat în Ștefan cel Mare, unde m-am accidentat și apoi, cred că o etapă sau două și chiar a doua etapă am jucat la Urziceni. Și țin minte că aveam dureri, era degetul vânăt. Uh-huh. Am spus că la pauză nu mai pot. Că... Da. Și mi-a transmis că nu mă interesează, n-am pe cine să bag. Joci așa. Și ai jucat așa? Am jucat așa. Ce, durea și acum am, și acum am degetul strâmb. Serios? De atunci da, rămas? Da, da, da. Ah. Da. S-a fisurat, nu s-a sudat bine și atunci... Cine era antrenor? Ion Marin. Uh-huh. Ion Marin. Dar ne doream să jucăm, adică făceam chiar odată la Sportul, am avut glezna butuc, că era vânătă, am făcut sâmbătă, am avut o accidentare sâmbătă și miercuri țin minte că aveam meci în cupă. Păi ne-a dat cu ciocănel, așa, ciocănel din acela să iasă sângele de acolo. Da, apoi am bandajat
piciorul cu pleocoplasmă și am jucat miercuri. Și? Puteai să joci cu așa? Am jucat, din dorința de, de a juca. Da, durea, da. Făceai și ceva? Nu, ca infiltrații, să... nu. Deci ai jucat pe viu cu glezna umflată. Da, pentru că îmi doream să joc și îmi doream să fiu în teren la fiecare meci. Vreau să întreb o chestie. Știu că nu o să poți să răspunzi, dar te întreb. Nu te întreb de blaturi acum, mai încolo te întreb. Vreau să întreb altceva. Și o chestie pe care jucători importanți au recunoscut-o de-a lungul carierelor, nu români, fotbaliști străini. Se întâmplă într-un vestiar ca la un moment dat grupul să se sature atât de tare de antrenorul respectiv, încât să nu mai joace pentru antrenorul respectiv, ba chiar să-și dorească să, la un moment dat, nu neapărat să aranjeze omul, dar să piardă, să joace mai prost, să piardă ca să plece antrenorul respectiv? Eu nu cred și cel puțin la... Ți s-a întâmplat în carieră chestia asta? Să simți în grupul în care ești, bă, nu, mai o ostilitate față de antrenor, trebuie să plece omul ăsta. Nu, n-am întâlnit. Bă, eu cred că fiecare își dorea să fie în teren, fiecare își dorea să câștige bani pentru că erau prime. E adevărat, toți își doresc asta, dar la un moment dat intervine ceva când grupul nu-l mai vrea pe un antrenor. Păi pe un antrenor îl țin rezultatele. Păi tocmai asta funcție, e că grupul știe că rezultatele țin un antrenor, da, dar nu și face în așa fel încât să nu mai niciodată nu s-a pus problema ca, nu știu, un grup de jucători sau mai mult, nu știu, echipa să se pună de acord să dăm un antrenor afară sau nu s-a pus niciodată problema. Nu. Deci tot dar s-a aranjat în mine, s-a pus problema? Nu, niciodată. Nu? Cel dacă crezi că ai jucat în vreun meci aranjat? Cel puțin eu nu știu. Nu știi? Nu știu. Niciodată. Nu. La sportul, așa? Toate meciurile pe teren, la farul, din ce știu eu, toate meciurile la fel pe teren. Poate ori fi fost meciuri, nu știu. Eu nu știu de lucrul ăsta. Se paria prin vestiare că erau la început pariurile atunci. Și era o febră. Da, se mai paria, dar nu pe meciurile voastre. Pe meciurile noastre, pe Liga Campionilor, pe tenis, pe nu știu ce se mai paria. Ca și Mudică, bani de blugi cu tenisul, știi? Când l-au prins colegii mei de la Gazeta TV și Mudică, într-un restaurant, se uita la un meci de tenis și pariase pe meciul ăla de tenis și comenta, zice, mama, am câștigat, cum zice el, sunt bani de blugi ăștia. Da. Atunci nu erau așa dezvoltate pariurile. Da, dar era o flamă mare, era la început, dar erau oamenii de fotbal, se duceau atunci pe față în casele de pariuri, acum nu mai intră unul în casele de pariuri. Da, nu. Adică nu era, presa nu scria atunci, domnule, că pariază X, Y, nu se scria. Eu nici în momentul de față nu pariez și n-am pariat. Actualul selecționer arăta cearșaful, mai ții minte? Da, știu, am văzut imagine. Da, atunci nu ți interzicea regulamentul să joci și... Așa erau vremurile. V-am spus, dacă era în perioada sportul, cred că toată lumea ne acuza de blaturi. Ia să mai vedem ce antrenori ai mai avut. Ia uite, Isăilă. Da, pe Isăilă l-am prins în a doua perioada mea la sportul. Un antrenor... De ce te-ai întors la sportul a doua oară? Adică te-ai întors unde ai plecat, practic. Da, a fost o perioadă în care nu mi-am găsit o echipă sau au fost discuții și nu s-au concretizat și nu a fost nici ce mi-am dorit eu. Și atunci am preferat să vin la sportul, să mă antrenez în prima fază, iar apoi a fost nevoie și am revenit. Au mai fost ceva oferte atunci de la U Cluj, dar nu... Nu? Am fost... Da, a fost o perioadă mai grea atunci. De ce? Am avut probleme cu soția, cu copilul și s-a născut copilul meu. Au fost niște probleme și am preferat să stau... Da, toată lumea bine? Da, toată lumea bine. Da. Ok. Da, s-a terminat cu bine, să zicem așa. Și am preferat să stau, să rămână aici. La sportul? La sportul, da. Uh-huh. Te poți focusa când un fotbalist, când are problemele astea, are probleme în familie, se poate focusa pe teren, te poți motiva, aduna? Eu încercam să mă detașez și atunci când intri în teren, uiți de probleme, adică ar trebui să uiți. Da. E normal că te apasă și înainte de meci te gândești la
la lucrurile astea. Dacă sunt probleme cu banii, cu, cu salariile neplătite, cu probleme în familie, probabil la un moment dat te duc să, într-o perioadă mai, mai proastă. Asta a fost cea mai dificilă perioadă a carierei tale aici? Ai considerat-o sau? Dificilă? Nu. Pentru că și în momentul ăla eu am jucat. Da. Adică nu n-am luat o pauză sau... Da. Da, am jucat, am făcut treaba și... Adică încercam să, să detașez lucrurile, problemele de acasă sunt problemele de acasă și... Sunt prea indiscret dacă te întreb ce se întâmplase? Da, soția a avut, a avut o sarcină gemelară, a avut secreta foarte mult lichid în luna a șaptea, lichid amiotic și treia să fie gemene, fetele, una avea probleme din, și a trebuit să o scoată și pe cealaltă și... nu, una dintre ele, având probleme, a, a murit în, în, da, în burtă și... și a trebuit să facă cezariană pentru cezariană, a salva da, al doilea copil. S-a născut fetița mea la șapte luni, avea 750 de grame. Prematur, da. Da, da, da. Dar acum este ok, totul... da, este ok, acum clasa 5-a e, e foarte bine și mulțumim lui Dumnezeu că s-a terminat cu bine. Da, la fiecare, la fie, cred că la câteva zile îi scotea câte un litru de, de lichid din, din, din burtă cu seringa. Și... wow, cred că era groaznic să te concentrezi. Da, da, da. Nu stătea capul la nimeni. Da, păi veneam la, mergeam în... era primul copil? Da, 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 primul copil. Mergeam în regie la, la antrenament, la, la sportul, apoi... mă întorceam la, la spital, la, era chiar în drum, era la Polizu. Și mă opream acolo, petreceam acolo timpul și apoi, apoi mă duceam acasă. Și am avut norocul să dăm și peste o, o doamnă doctor foarte bună, doamna Stoicescu. Și, bine că până la urmă, cumva, da, într-un final... da. O parte din lucruri au ieșit. Da, au ieșit bine. Au ieșit bine și... care a fost cel mai greu meci al carierei tale? E un meci de care nu ți-aduce aminte. Ai vrea să-l uiți, dar nu poți să-l uiți, că a fost rău de tot. A, că a fost rău. Da, țin minte. A fost un meci la, la Craiova. Așa. La Craiova, dar nu jucau pe, pe stadionul mare, jucau în, în altă parte, nu mai știu exact unde. Eram la Faru în perioada aia, țin minte că la noi era antrenor Ion Marin, ne-a spus să facem marcaj om la om, da, cei de la Craiova era, cred că Nicolo Napoli, cred că era antrenor la, așa, la ei, da, și-au dat seama că, că noi facem marcaj om la om, au început să schimbe zonele, mijlocașii intrau în interior, mijlocașii laterali în interior, cei din interior margine și eram dezorientați. A fost 3-0. Da. Meciul ăla, dar cred că trebuia să ne mai dea vreo 3. Deci, da, practic, a fost, a fost un meci dezastru. Nu mai făcea nimeni marcaj om la om, practic. În fotbal modern mai rar, da, atunci, mai face. Atunci așa ne-a cerut antrenorul, așa am făcut. Și vă dădeați cap în cap pe teren. Da, nu mai probabil ei au... noi mai făcusem... meciurile trecute, da, meciurile anterioare. Dar antrenorii făcuse, respectiv nu reacționaseră. Nu reacționaseră, dar da, probabil ne-au vizionat, au văzut mai bine și chiar într-un an... Pe cine țineai? Mai ții minte pe cine? Nu mai știu cine. Ai avut om în marcaj? Nu mai știu. Și nu, nu puteai să-l părăsești pentru că instrucțiunea era clară, deci după el... mergeam după el, în centru, mergeam după el. Da. Da. Și cel mai bun meci? Al carierei, al tău, de cel fapt. Cel mai bun meci. Nu știu, eu am fost cumva... un meci de care ești mândru. Jucător constant, așa. Nu, nici nu prea am ieșit în evidență. Da. Au fost meciuri. Da. Nu țin minte să, să spun unul așa. Ia să mă uit la golurile tare, că nu mă... uite, la asta recunosc că nu m-am uitat. Îți spun... îți spun că le știu. Nu sunt multe. Îl știu pe de rost, nu? Cum e? Da, îl știu. Păi nu. Am în, cam în toate competiții. A, uite, sunt două.
În Liga 1. Da. În campionatul 1, în Liga 2 la Rocar. Da. Am în toate competițiile goluri, și în Intertoto și în Cupa României am mai multe. Ai mai multe. În Cupa României. Da. În... Care e cel mai frumos dintre golurile pe care le-ai marcat în carieră? Cel mai frumos sunt? Mai multe de 5, crezi că sunt? Nu, cred că cam atâtea 5 sunt. Da. Cel mai frumos cu Pobeda Prilep în Intertoto. Uh-huh. Un șut de la vreo 25 de metri sub bară. Uite, dacă erai fundaș dreapta acum în fotbalul modern, ajungeai mai des? Da. Te-ar fi recomandat tehnica să fii fundaș dreapta modern? Eu zic că da. Da? Eu zic că da. Deci ai fi dat și tu niște pasă de gol, niște goluri? Mi-ar fi plăcut să fiu mai ofensiv. Da. Să mă lase antrenorul să fiu mai ofensiv, dar atunci așa se cerea să ajungi de 3-4 ori la centrare și restul ești fundaș. Nu treci de mijlocul terenului. Nu. Era un antrenor care spuneau nu treci de mijlocul terenului. Nu. De mijlocul terenului. Nu, dar te lăsau, da. Îți mai spuneau de pe bancă rămâi aici, nu mai urca. Uh-huh. Da. Frica de a nu lua gol. Da. Și atunci, așa cum a zis, un antrenor țin rezultatele în funcție și atunci fiecare își apăra interesul. Da. Nu. Povestește-mi ceva de pe gazon, dintr-un meci din cariera ta, alegeți un moment, o chestie care nu s-a văzut la televizor și pe care o poți povesti în dimineața asta. Ceva, orice, ceva așa inedit pentru oamenii care se uită la noi. De pe gazon, chestii întâmplate pe gazon între jucători, în timpul meciului, lucruri care nu se văd la televizor și nu le discută presa după aia, pentru că nu a avut acces. Păi așa au mai fost discuții între antrenori, jucători. Uh-huh. Da, chiar și eu am avut în a doua perioadă, l-am avut pe Negigi Mulțescu, antrenor. Țin minte că am jucat un meci la Mioveni, m-a folosit mijlocaș central, cu o etapă înainte jucasem cu Steaua, tot mijlocaș central. Și era, puteai? Am jucat, da. Chiar a zis că la meciul ăla cu Steaua, mijlocaș central, eram cumva, am jucat un 4-1-4-1 atunci și am jucat în fața apărării. Închizător, da. Da, închizătorii. Trebuia să închid culoarele de pasare către atacanți. Am făcut-o bine. Și apoi la următorul meci cu Mioveniu, tot mijlocaș central, m-a scos în minutul 30. Da? Da, a zis că n-am strâns la față, că am luat gol și m-a scos. Am avut atunci o reacție. Da, aveam și o vârstă. Da, aveam și o vârstă. Boșorogule. Aveam o vârstă și mă scoate în minutul 30. Și, Ce? E un semn de te simți umilit ca fotbalist. Da, te simți cumva umilit. Dar trebuia să țină cont că eu nu eram pe mijlocaș central postul meu și atunci putea să... Nu știu, măcar să te lase până la pauză. Dar când ați avut disputa? În timp ce erai pe bancă? Când am ieșit. Apoi am mai avut, la fel, următoarea etapă am jucat sau... Da, s-a terminat acolo asta? S-a terminat acolo, nu. Okay. După aia am jucat un meci în cupă la Brăila, parcă. Așa. Meci în cupă și am jucat fundaș dreapta, am jucat pe postul meu după ce s-a întâmplat la Mioveni. La pauză tot așa nu mergea jocul și mi-a spus că să trec mijlocaș central din nou pe treia singură, nu mai știu cine. Și ce ai zis? I-am spus că nu intru mijlocaș central. Zic acum că... era orgoliu deja, te scoase în minutul 30. Da, să intru iar mijlocaș central, să mă scoateți după așa. 20 de minute, zic nu, ori joc pe postul meu, ori nu mai joc. Și? Da, și am jucat pe... nu, cred că... Nu, am jucat pe postul meu, am mai rămas vreo 15 minute în teren și după aia a făcut schimbarea, da. Da, dar nu, au rămas acolo. Sunt discuții între jucători și antrenori și... Ultima chestie pe care vreau să o aflu de la tine în dimineața asta, n-o să-mi răspunzi, sigur, dar atenție, te întreb de o chestie legală, nu e o chestie ilegală. Că în perioada în care tu jucai, vâjiau banii la indirecte. Adică să încurcați contracandidatele echipei cu care jucați voi pe teren. Adică, nu știu, jucai cu Dinamo și veneau prima de la Steaua să încurcați pe... Adică nu să vă dați la o parte, să jucați mai bine. Da. S-au întâmplat, prime de astea veneau prime din astea în vestiar? Da,
fost de două ori. Unde? De două ori. Odată la Sportul și odată la Far. Să încurcați pe cine, mai ții minte? Să încurcăm la Sportul pe Dinamo, parcă. Da, deci de la Becali. Nu, de la Rapid atunci. A, zău, Copos a făcut efortul ăsta? Nu, Copos, nu știu dacă era Copos. Ok, da, ok. Nu știu ce așa. Era, așa. Și atunci era prima perioadă la început și a doua perioadă, da, într-adevăr, am încurcat Rapid în Giulești. Da. Era la Farul. Țin minte că... De la Becali a fost asta, da. Că era Curcă. Povestea cu Curcă a fost, cumva? Că era ceva rudă cu cineva. Da, dar... era cineva naș sau nu mai știu, era în anturajul... Lui Becali. Da. Așa. Da. Dar până la episodul cu așa. Bistrița a fost, când s-a dus... Când alerga când Becali alerga după banii, Bistrița. Da, era, da, a fost mult mai înainte. Da, da. 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 Mai erau 5 sau 6 etape până la terminarea campionatului. Așa. Ne-au promis o primă. Uh-huh. Am făcut... Ce, venea cineva pe stea și zicea, bă, uite, avem banii, da, avem promis banii de la... Astea, adică, da, știați de unde sunt banii. Da. Așa. Avem o primă suplimentară și... În afară de prima noastră. Și da, am încurcat rapidul în Giulești. Am făcut egal. 1-1 parcă. 1-1 parcă. Așa. Da. Și a trecut Steaua pe primul loc și m-a și câștigat. Dar banii erau în vestiar sau urmau să vină? Nu. Adică aveați garanție? Nu cereați garanție? Domnule, vrem să vedem și banii. Adică... Garanție. Dar au venit banii. Adică... Au venit, dar noi oricum jucam pentru noi. Jucam pentru puncte. Că da. Pentru prima pe care o aveam. Ce venea... Dar erau... Nu știu, te întreb, te simți ok când nu iei bani de la angajatorul tău? Ok, sunt bani pentru efortul tău, sunt bani pentru a te stimula să joci bine, deci nu sunt bani să te dai la o parte. Dar te simți confortabil că practic intri într-un joc cumva, ești folosit cumva într-un joc care nu e al tău cumva. Nu, eu nu văd, nu vezi nicio, nu problemă. Văd nicio problemă, pentru că era toată echipa, cu antrenor, cu toată lumea și... Da. A, deci da, toată lumea știa antrenor. Da, toată lumea știa, adică nu... Nu se sărea peste capul cu eu. Da, nu a fost așa. Și au venit, ne-au promis. Și s-au ținut de cuvânt. S-au ținut de cuvânt, da. Răzvan, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta. Mulțumesc mult la Urziceni cu echipa. Mulțumesc și eu. Să promoviți din Liga 3-a, că înțeleg că asta vrei să... Da, până Liga asta, 3-a. Asta aș dori, cred, cu ajutorul primăriei și cred că putem ține o echipă la Liga 3-a și cred că Urziceniu merită să aibă o echipă la Liga 3-a pentru că e păcat de ce a fost acolo. E clar că nu se va mai ajunge la ce a fost, dar... Baftă multă! Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit diseară ediții speciale înainte, la pauză și la finalul meciului România-Islanda. Mâine dimineață 91 minute, GSP Live. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru toate știrile din sport. O zi bună pe mâine!